but you made click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Painkiller. Data trecută s-au strâns foarte multe vizionări și foarte multe like-uri într-un timp foarte scurt, cam de prea multe ori am zis foarte știu, așa că dacă vă place mai filmez, că de ce nu? În acest moment sunt la a doua misiune și mă acum port asta. Hai că din nou avem muzică faină pe fundal. A, da, dați din cap cu mine. Mamă, ce e aici? Morfire, Eldrai! Muriți, de fapt. Hai mă, care șmecher pe aici? Dă muniția încoace. A, dă muniția! Băga-mea și gura ta! Au, deci pe ăștia pitiți aici. Ce dracu faceți aici? Gangbang firat, ți-ai nebii. O, cutii. Nu știu ce-mi dau astea. Hai să spargem astea ce ne dă. Ăsta mă, nu se sparge. Sper că nu. Pe aici ce avem? A, pe aici am venit. Dar parcă mai erau cutie de muniție pe aici. E, două dracu. A, să vedem ce avem noi aici. Din nou topuri și card ăștia. Ia să-i mai tem și noi, hai. Am descoperit o chestie nouă la jocul ăsta. Și anume poți să-i tai. De fapt, stai că nu știu cum să pun ăsta. Să-i fac cumva să vină în laserul meu. Dar nu știu cum să... Ați văzut cum l-am omorât pe ăla? Dacă trece prin raza laserului, moare, dar e nașpa că nu prea am cum să pun laserul în așa fel încât să-i termin. Să intre în el. Hai, până atunci să-i mai tăiem nițel. Bă, dar belea rău arma asta. Mă, ce se învârte toporul ăla pe acolo? Jocul ăsta mi-amintește Serious Sam și 1 și 2 și 3-ul. Numai că ăsta este mult mai... Deci ăștia pe cu toporul mor. Interesantă chestia asta. Opa, butoaie! Hai da, facem la PewDiePie. Bearers, what the hell you doing? V-am mai spus ce fain e muzica asta, cât de mult îmi place. Hai mă să-i tem pe bolangii ăștia. Hai mă, care șmechele și firațe, rec. Hai. Poate trebuia să aștept, să mai aștept puțin până să bubui butoile alea. Hai, dă bani încoace. Bă, nu știu pentru ce sunt bănuții în jocul ăsta. Cred că ca să-ți dea mai multe puncte, să te treacă cu scor mai mare. Că parcă ai și niște obiective, gen distruge toate obiectele sau nu mai știu. Ai la fiecare misiune. Da, cine le face? Ideea este să facem nivelele, nu? Hai să bubim și butoaiele astea. Auci, m-au pălit unul. Ah, din nou, hai, să înceapă petrecere. Mamă, ăștia aruncă cu butoaie, firarai dracu. Ia mori, firaia, dracu. Opa, hai că avem inamici noi, se pare. Bă, dracu, ce nu moare. Mamă, ce dă ăsta cu coasa, bă, ești nebun, ăsta dă la cap. Cum era la care a avut meci de box cu Moroșanu. Cum zicea? Băi, ești nebun? Ăsta de la cap. Opa, ce avem noi aici? O secretă. Are secretă descoperită. Ne-a dat acolo o cruce. Crucea mamilor. Nu se sparge ăsta? Ba, da, se sparge. A, bă, nu mai mor firele. Mă, cum i-a rămas saina, bă. Cum a rămas să-l blocat acolo. Aoleu, ce butoaie este aici. E mai bine să ies. Bă, dar nu mai muriți o dată. Hai să-i înghețăm nițel. Să mai strâng și niște HP de pe aici. Ce l-am tăiat pe ăla? E să merg să iau armura aia. Hai că o să trebuiască armura aia, că am rămas fără HP. Vedeți, la asta mă refeream. Dacă rămâne în rază, moare. Îl arde raza asta, nu știu ce face. Mă, ce l-a bubuit. Ho, ho, l-am făcut terci. Chiseliță, sau cum s-o mai zice. Opa. Butoaie. Să fiu atent la ăștia care vin din spate.
Da, prea faină muzica în jocul ăsta. Am mai spus chestia asta oare? Hai mă. Da, ești idiot, noi să nu stai să fac un parkour. Hai să ne grăbim până acolo. Vreau să iau armura aia că nu prea mai am HP. Aoleu, ce vine? Dar măcar am mai muzică faină pe fundal. Bun, ne-am luat armura. Hai mă, mai sunt devenit. Da, uite aici. Dar greu mai mură ăștia cu coasă. Încă unul cu coasă. Hai să-l înghețăm. Are efect. Hai că-l îngheață și asta. Din aer l-am luat pe ăsta. Mamă, ce l-am luat. Îmi place să bubui chestii. Hai să luăm banii ăștia. Ok. Stai unde mi-arată săgeata. A, uite aici. Hai să vedem ce e aici. Cred că asta e moschea care vreau să o fac în București. Ori asta, ori asta o să fie Catedrala Mântuirii Neamului. Se pare că... Mă, ce mișto arată. Aoleu, m-a drogat ăsta. Atât pe ăsta ce fum scoate, bă, ăsta zici că e Snoop Dogg, e... face la fum, zici că și-a prins o țigară. Aoleu, ce aruncă ăștia cu topoarele, fi var topoarele alea dre... Iar m-am drogat. Cred că o văd pe Elodia de la efectul, de la fumul ălora. Auci, un topor în cam mi-a dat ăsta. Băi, Olaf, stai cu minte, sau care campion din LoL folosea topor și arunca cu ăla după tine? Parcă Olaf, nu? Hai să mă dau mai în spate, că mă droghează ăștia. Bun, mai luăm niște muniție. Hook, mamă, ce în spatele meu aici? Auci, băgam iaș mâna în buzunar. Aveți cu afirația aia rec. Nu, că la mă droghează, mă dau mai în spate. Nimă o chestie că lumnează, cred că ăla era un inel ceva. Hai să înghețăm. I-am făcut surțure pe aia. Hai, răcoriți-vă că și așa a venit vara. Mă rog, e aprilie, dar afară sunt 30 de grade. Chit că e 8 dimineața când filmez acum. Prea belea muzica asta pe funda să mor dacă vă mint. Hai să vedem ce avem noi aici. Muniție, două încoace și mordăter. Ai de capul meu, iarăși m-a drogat asta. Hai că aici o să trebuie să fiu atent, că mă drogează unde ăsta, rămân pe loc și tăbară toată armata pe mine. Mordă-te, drecu, mor și tu, mor și tu, hai, mor și tu. Aoleu, ce mă drogează ăștia. Mă fumă, zici că sunt într-un... într-o cârciumă din aia unde vin numai țigani de care își fac țigări din ziar și tutun din curte plantat. Cam așa se face fumul pe acolo. Mor și ăsta. Mă, ce vine. Am dat pe lângă. Ok, s-a dus dracu statuia aia. Dar i-au rămas craci. Craci. Și cam asta a fost această misiune. Eu sper că v-a plăcut, dar se pare că am avut un obiectiv să distrug toate obiectele. Las că asta nu e important. Eu sper că v-a plăcut acest episod. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Butonul de clip. Băgamești că iar vorbesc prea și nu se mai înțelege nimic. Și până data viitoare, ciao les!